Domnilor, dacă ieri ați văzut foarte, foarte, foarte multe imagini pe Instagram în general despre clădirea, despre Arcul de Triunf, despre monumentul acesta funcțional de multe ori, cu foarte multe cărți, ca o bibliotecă, un videomapping senzațional, bine, după săptămâna asta a luminilor în București era cumva și de așteptat, a fost ziua cărților deschise, interesant, nu? În interiorul Arcului de Triunf, căci l-au renovat acum ceva timp, s-a organizat chestia asta de Ziua Internațională a Cărții. Avem niște imagini spectaculoase cu un videomapping nemaipomenit, chiar acum la Neața. Neața cu Răzvan și Dani. Dacă vrei să faci lumină când e pentru tine noapte, ducă-te singur, frate. Citești o carte. Mesajul e clar și nu se îndreaptă către Marte, de dragul diversității. Citești o carte. Aseară, Arcul de Triunf a devenit loc de întâlnire pentru pasionații de lectură. Noaptea cărților deschise a scos din case mii de bucureșteni care au descoperit în interiorul monumentului o adevărată bibliotecă. Intrarea nu a fost gratuită, ci a costat o carte. Stai la coadă și ai și o carte, adică e biletul de intrare, practic. Exact, am găsit-o prin bibliotecă și am zis că e momentul să o dau cuiva care să o merite și care să o citească cu plăcere. Aștept să văd Bucureștiul dintr-un alt unghi. Cu o carte în mână? De fiecare dată cu o carte în mână și sunt genul de persoană care are de fiecare dată o carte în geantă. 2019 este anul cărții în România, iar organizatorii au dat startul unei campanii de promovare a lecturii, Cartea în Triunf. De ce e important să marcăm această sărbătoare a cărții, internațională a cărții și în România? Pentru că eu cred că nu avem nicio șansă ca țară decât cu un public educat. Oamenii au îmbinat utilul cu plăcutul. S-au bucurat de priveliștea Bucureștiului și au profitat de spațiile amenajate pentru a citi. Mi s-a părut foarte interesant faptul că am ocazia de a vedea Arcul de Triunf, pentru că eu, nefiind din București, nu știam cum să-mi fac timp, cum să mă organizez și, într-adevăr, sunt și pasionată de lectură. Și când am auzit cărți, Arcul de Triunf, mi s-a părut o idee foarte interesantă. Ce-i citiți nepoții dumneavoastră? Mi-i citim de toate, e foarte interesantă din toate domeniile și acum îi explicam cum au adus din America, cum s-a făcut schimbul, cartoful, cafeaua care au venit din America și noi am dat în schimb din Europa, porcul, cereale, vaci și i-am pus pe ea să se uite cam ce-ar interesa-o. Și copiii au avut spațiul lor de lectură. În interiorul Arcului de Triunf a fost amenajată o mini-bibliotecă pentru cei mici cu jocuri și cărți interesante. Ce cărți ne recomanzi tu nouă? Ce cărți recomanzi lui Răzvan și lui Dan? Buf care se teme de întuneric. Așa, asta pentru cine? Pentru Răzvan sau pentru Dan? Pentru Răzvan. Și lui Dani ce îi recomanzi? Jack și vrejul de fasole. Ai venit cu mami să citești? Să dăm cărți. Bravo! Și ce carte dai tu în seara asta? O carte cu un lup. Bravo! Dar care e cartea ta preferată? O carte cu astronauți. Ce povești îți place să-ți citească mami? Mie îmi place de când mânuțele aiolite. Aia e cea mai interesantă carte din lume. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol de videomapping care a transformat Arcul de Triunf într-o bibliotecă virtuală. Fain, am trecut ieri, nu foarte seara, de după amiază, nu începuse nimic acolo și era lume mult. Mă întrebam dacă nu cumva e iar un meeting sau ceva, după aia am adus aminte că am anunțat la emisiune că se întâmplă treaba aia. Nu mă așteptam să fie atât de multă lume conectată la carte. Dar, slavă Domnului, uite, avem și pe cei mici care mai pun mâna și citesc. Că dacă citești pe Facebook, te întrebi unde s-a dus cărțile, dacă mă înțelegi. Te împăroșezi. Ce cel mai fain este că dacă încerci să îl corectezi pe unul care a scris într-un coment la tine pe pagină, total greșit, nu ne mai luăm de mărunțișuri, ce mai e unii? Nu te mai e. Dar dacă a uitat cu totul și cu totul cratima, s-a pus în altă parte, îl corectezi. Sare tot el la tine, pe genul, ce bă, bine că ești tu profesor de limba română, bă, mă lași. Apropo,
Și da, nu am vrut decât să spun că se scrie altfel. Da, bă, lasă-o că o știu pe voi ăștia. Practic, normalul este să... Și mai sare încă un ajutorul lui. Normalitatea este dincolo, la a nu vorbi corect. Noi ceilalți suntem cu cura cap. Treaba noastră. Cheo!